În această seară aș dori să vă atrag atenția asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură, 1 Corinteni, capitolul 11. Un pasaj care vorbește explicit despre cina Domnului și vom parcurge împreună într-un studiu acest text. Aș dori să citim pentru început de la versetul 17 la versetul 20. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred că și trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce? Nu aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? În primul rând vreau să ne uităm în seara aceasta la faptul că corintenii păcătuiau la cina Domnului. Păcătuiau la cina Domnului. Și dacă observați, Pavel începe cu o mustrare și porțiunea aceasta o termină cu o mustrare. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, versetul 17. Iar versetul 20, când termină secțiunea, spune, ce să vă zic? Din nou întreabă, să vă laud? Deci începe și spune, vă dau învățături, dar nu vă laud? Și după aia întreabă retoric, ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. De ce nu-i lăuda? Ce se întâmpla? Și vreau să subliniez rapid patru aspecte de care se făceau vinovate, patru păcate de care se făceau vinovați credincioșii în Corint. În primul rând, spune că corintenii se înrăutățeau la cina Domnului. Versetul 17, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Deci nu se strângeau la bar să se facă mai răi, nu se strângeau ei la ce știu eu, ce sindrofie să se facă mai răi, se strângeau la adunare să se facă mai răi. Mai grav, se strângeau la cina Domnului și se făceau mai răi. Întrebarea pentru noi este, în primul rând, dacă ne adunăm la oaltă. Vedeți, expresiile pe care Pavel le folosește repetat, versetul 17, 18, 19, 20, 21 și până la final. Vă adunați la oaltă, versetul 18, când veniți la adunare, da? Versetul 20, când vă adunați, dar în același loc. Versetul 20-21, disprețuiți biserica lui Dumnezeu, dar este clar că credincioșii obișnuiau să se întâlnească. Pavel nu pune sub semnul întrebării devotamentul lor pentru întâlnirile adunării. Ei veneau, ei se întâlneau, ei se adunau, da? Repetă lucrul acesta foarte clar, era stabilit, ei veneau la adunare. O aplicație practică pentru noi ar fi să ne verificăm fiecare dintre noi în seara aceasta la cina Domnului dacă ne-am făcut un obicei, un reflex sănătos de a veni împreună la oaltă, da? Dar întrebarea importantă nu este doar dacă venim, ci și de ce venim. Pentru că Pavel spune, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să. Ca să arată scopul cu care veneau. De ce venim la adunare? Dacă noi credem că simpla venire va realiza ceva bun, ne înșelăm. Trebuie să existe un scop intenționat cu care vin aici. Să-mi stabilesc, să fac un proces mental, intelectual și să-mi stabilesc un scop duhovnicesc cu care să vin în locul acesta. De ce vin? Vin e foarte bine, asta e lucrul cel mai important, că vin. Dar întrebarea este de ce vin? Pentru că vin și ceilalți. Este insuficient. Este insuficient. Vă adunați la o dată nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Deci primul păcat de care se făceau vinovați este că se înrăutățeau când se adunau la oaltă. Se înrăutățeau când erau la cina Domnului. Al doilea păcat de care se făceau vinovați este că se împărțeau la cină. E foarte important. Cina Domnului arată unitatea tuturor credincioșilor care sunt salvați prin aceeași Evanghelie și prin aceeași jertfă. Asta arată. Când luăm fiecare dintre noi, toți mărturisim că suntem uniți de această realitate extraordinară a jertfei Domnului Iisus Hristos. Asta spune, asta transmite. Și ei tocmai la cină unde trebuiau să arate unitatea copiilor lui Dumnezeu în trupul Domnului Iisus, unitatea copiilor lui Dumnezeu prin Evanghelie,
Ei tocmai la cină se împărțeau. Cum se împărțeau? Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări sau schismata. Între voi sunt schisme. Acum, dacă sunteți atenți, dacă vorbiți cu ortodoxi care au habar de teologia lor, veți vedea că ortodoxii consideră pe cei care nu sunt ortodoxi schismatici, sectari. Frați și surori, schismele au existat în bisericile adevărate ale Domnului Iisus. Pavel scrie unor sfinți, uitați-vă la introducerea cărții Corinteni. Da? O, cine face schismă în biserică, de la diavolul, satanice, și n-au nicio treabă cu biserica Domnului Iisus Hristos. Fals! Pavel vorbește unei biserici care se dezbina în interior. Erau schisme înăuntru. Schismele erau în interiorul bisericii, da? Nu schismaticii să iau undeva care să afară. Nu, schismele erau înăuntru, dezbinările erau înăuntru. Ăsta e cuvântul original, schismata. Între voi sunt schisme, sunt dezbinări. Ei vorbesc despre marea schismă de la 1000 și ceva, da? Nu. No. Schisma exista din biserica primară. Aici e un lucru, ar trebui să ne calmăm puțin gândindu-ne și dorindu-ne idealul bisericii primare. Ați auzit? Să fim ca în biserica primară. Nu, mersi. La care lucru din biserica primară te referi? La ereziile care se predicau în biserica primară, că dacă nu ești tăiat împrejur, nu ești acceptat? Citiți Cartea Faptelor Apostolilor, biserica primară, da? În primii 20-30 de ani, ăia încă nu erau lămuriți. Încă nu erau lămuriți că toate neamurile s-au acceptat în jertfa Domnului Iisus. La care biserică primară te referi? Aia perfectă nu există. Deci idealul ăla, vrem să fim ca biserica primară. O, vrem să fim ca biserica primară cum era ea prezentată în teologia apostolilor, așa, da. Dar nu cum era biserica primară în practică, în foarte multe lucruri. Și foarte multe învățături pe care au predicat și care au trebuit tăiate din rădăcină foarte dur de apostol, da? Schismele erau în biserică. Și în parte o cred, au zis, că își trebuie să fie partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Cum înțelegeți lucrul? Trebuie să fie, zice, partide între voi. Nu este o necesitate duhovnicească asta. Dar când există păcătoși, lângă păcătoși, împreună cu păcătoși și aroganți și îngânfați, aceea, o schismă arată pe cei care sunt buni. Asta spune. Există un lucru bun care iasă din schismele astea. Interesant ce spune și în parte eu cred că și trebuie să fie și partide. Știți ce cuvânt este folosit aici? Hereseis. Deci și schismatici, și eretici ăștia. Nu. Ați spune despre niște schismatici și eretici că sunt biserica Domnului Iisus? E clar, noi astăzi am dat cuvântul erezie o conotație mult mai gravă. Noi facem distinția astăzi între eroare și erezie. Dacă tu crezi că trebuie să luăm cina în fiecare duminică, s-ar putea să fii eronat. Dacă crezi că trebuie să iei cina o dată pe lună, s-ar putea să fii eronat. Dar nu ești eretic. Este departe de a spune că ești eretic. Dacă tu crezi că trebuie să luăm toți dintr-un pahar și să punem gura pe el acolo, s-ar putea să crezi bine, s-ar putea să nu crezi bine, s-ar putea să fie eronat, s-ar putea să nu fie eronat, dar nu e vorba de erezie. Da? Noi am schimbat puțin conotația cuvântului erezie. E clar că oamenii ăștia, Pavel îi numește și schismatici, și erau eretici sau secte, da? Erau sectari. Așa este tradus în alte locuri cuvântul acesta. Era o sectă, da? Cum au fost considerați nazarinenii sau cei care îl urmau pe Hristos. Și spune Pavel, este un lucru bun în asta, că se evidențiază la lumină ce găsiți buni. Pavel nu spune, toți sunteți buni, fiecare cu părerea lui, fiecare cu doctrina lui, cum spunea, fiecare cu interpretarea lui. Voi interpretați așa, noi interpretăm așa și am făcut sectele, fiecare are adevărul lui. Adevărul este relativ, fiecare să-și țină adevărul lui. Pavel nu zice așa. Pavel spune, schismele, sectele care se formează între voi, scot la iveală și la lumină și evidențiază pe cei găsiți buni. Erau unii buni în Corint. Nu toți aveau dreptate, nu toți erau buni. Pavel nu spune fiecare cu teoria lui, cu teologia lui, cu interpretarea lui. Mergem așa înainte. Ceea ce e important, domnule, că ne unește Hristos. Doctrina dezbină. Luați mărturisirea de credință pe geam cu ea. Noi suntem uniți în Domnul Iisus. Prostii! Pavel nu spune asta. Pavel spune că erau unii care au fost găsiți cum? Buni! Care nu erau eretici. Care nu erau schismatici, da? De aceea este importantă căutarea adevărului. Este importantă
dorința asta de a ajunge și a scoate adevărul la iveală. Bun, deci se împărțeau la cină, se înrăutățeau la cină, în al treilea rând se întreceau la cină. Deci ce s-au gândit ăștia, deștepți ăștia să facă, cu ghilimelele de rigoale, să vadă care e mai ocoș la cină. Ia auziți ce spune. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește, imaginați-vă pe corinteni. Deci ăștia luau o gapă, da? Imaginați-vă ăștia, ăsta cu sarmale, băgați sarmale pe gât. Da? Se grăbește fiecare să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. De ce? Ăla nu a venit cu nimic, sau a venit cu mâncare proastă. Nu-l lasă să mănânce din mâncarea mea. Da? Și zice așa că unul este flămând, ia altul ca să-și termine vinul. Nu că vrea să-mi bete în adunare, da? De asta era rezultatul. Iar altul este biat. Dar uitați-vă ce frumos Pavel face diferență între două cine. Auziți? Când vă adunați în același loc, este cu neputință să mâncați cina Domnului. Deci ăștia nu mai puteau să ia cina la propriu în adunare. De ce? Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el. Deci a devenit prioritară cina mea înaintea cinei Domnului. Și Pavel spune, Domnule, e o anomalie grozavă la voi. Este cu neputință să mai luați cina Domnului. Că cina Domnului are prioritate, nu cina voastră. Da? Se întreceau la cină. Acum, în multe adunări și am participat toți la lucrul acesta, multe slujiri s-au transformat într-o întrecere. Pocăiți au talent. Cam asta e. Dacă e să fii sincer, te duci toți, domnule, pocăiți au talent. Asta este, cum am mai spus, o ultra-mega-isterie. Care cântă mai bine, care să mâțe mai bine, care să bâție mai bine, care își înghite mai tare microfonul, da? Care urcă notele cele mai sus sau cele mai jos, da? Și multe persoane în astea cântă muzică care ar trebui să fie cântată în cu totul alte contexte foarte private, cu ușile închise, da? Se întreceau la cină. Și păcatul ăsta de care se făceau ei vinovați aici se poate vedea în multe alte aspecte. În predicare, în cântare, multe lucruri, da? În multe lucruri. Se întreceau la cină. Se întreceau la cină. Și Pavel, e foarte important să țineți minte ce spune Pavel aici, pentru că contextul definește ce înseamnă să te faci vinovat de trupul Domnului când ajungem imediat mai încolo. E foarte important să țineți minte care este păcatul lor, da? Ce făceau ei la propriu. Bun. Și al patrulea lucru spune că se înjoseau la cină. Zice, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Ce zice Pavel? Mă! Voi nu știți că n-aveți voie să consumați vin? Și zevzecii care o să audă predica asta o să zică, vezi că ăsta au dat frâul liber acum, beți vin, mă! Eu citesc ce spune Pavel. Ascultați ce spune Pavel. N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Ce? Păi haideți să ne uităm la versetul anterior. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să cea cine a adusă de el înainte altul, așa că unul este flămând, dar altul este beat. Ai băut vreodată apă multă? Ați băut vreodată apă multă? V-ați îmbătat? Nu, ce crezi? Cu ce crezi că reușeau ăștia să îmbete? Nu cu bere. Da? Nu cu bere. Cu vin. Nu spune Pavel aici ce grade avea, ce... Înțelegeți care este aspectul important, da? Pavel, din nou, în versetul 20, face diferența între cina Domnului și cina adusă de noi și în următorul verset face diferența între casele noastre și biserica lui Dumnezeu. Nu confunda cina ta cu cina Domnului și casa ta cu casa Domnului. Cum striga cineva într-o adunare, aici trebuie să facă cum vreau eu, că ăsta e pământul care l-a dat tata să fie a adunării. Domnule, nu mai este adu' tata. Tata e mort, nu este nici pământul tău, e pământul adunării acum, așa Domnului, da? Că pământul cu tot ce este pe el e a Domnului, știi? Oamenii gândesc în termenii ăștia, dar noi suntem aici, domnule, aici, noi suntem mai mulți, ar trebui să facă cum vrem? Noi aici nu-i casa ta, domnule. În casa ta poți să faci lucrurile cum vrea Domnul în casa ta, da? Cum vrei tu, că tu vrei să faci ce vrea Domnul. În casa Domnului ne uităm la ce spune Domnul și facem lucrurile cum vrea Dumnezeu, arătându-ne în cuvântul lui, da? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic, da? Deci să poți face anumite slujiri, anumite lucruri în adunare prin care să disprețuiești pe celălalt. Să-i arăți lipsa. Să-i arăți că e mai slab ca tine, că e mai neputincioș, că îi lipsește ceva, da? Astea sunt păcatele de care se făceau vinovați oamenii aceștia. Sunt unii care spun că cina Domnului se ia o dată pe an. Sunt calviniști, da? Reformați, care spun că cina Domnului se ia o dată pe an pentru că Paștele se lua o dată pe an. Prima confuzie este că cina Domnului nu este Paște.
Da? Cina Domnului nu este Paște. Cina Domnului a fost instaurată în contextul mesei pascale evrești. Dar Domnul face o distinție foarte clară între cina Domnului și Paște. Citiți cu precădere Luca capitolul 22. Luca capitolul 22, unde Domnul face foarte clară distinție. Când au mâncat la Paște, a dat Domnul un pahar și după ce a dat primul pahar, Domnul ia pâinea, o binecuvintează, spune acesta este trupul meu și ia al doilea pahar. Și spune acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, da? Este un prim pahar, masa pascală care este evreiască, o ceremonie evreiască și Domnul în interiorul mesei pascale instaurează cina Domnului. Sunt două lucruri complet distincte, da? Deci primul argument folosit de ei este greșit și în al doilea rând, credeți că dacă ei sâmbătau o dată pe an, Pavel era chiar așa de serios? Pavel vorbește, uitați, limbajul apostolului Pavel arată o strângere continuă în care ei se făceau vinovați în mod continuu de un păcat, da? Asta arată că luarea cinei Domnului în contextul acesta era frecventă, nu era o dată pe an. Era frecventă, da? Era frecventă. Bun. Vedem păcătuirea de care se făceau vinovați la cina Domnului, da? Uitați-vă propovăduirea care ar trebui să existe la cina Domnului. Foarte important să observăm că Pavel corectează practica lor greșită cu doctrină. Pavel nu spune, nu vă mai îmbătați la cina Domnului. Ați înțeles, da sau nu? Nu era simplu. Ce am spune noi? Fraților, n-ar mai trebui să bem vin. Că uitați ce s-a întâmplat cu corintenii care au băut vin. Și nici la cina Domnului n-ar trebui să mai bem vin, ci să luăm must. Că când miroși acolo, nici Duhul Sfânt nu te poate ține în control. Te apucă dracii și dorul de băutură și când ești afară te duci să te îmbeți. Nici măcar Duhul Sfânt nu te poate ajuta să te controlezi pentru simplu fapt că ai băut atâta vin la cina Domnului. Înțelegeți? Pavel scrie acolo. Asta spune Pavel? Nu spune asta Pavel. Pavel nu pornește cu imperative. Nu trebuie să mai bezi deloc vin. Nici la cină, fiindcă sunteți așa de neastâmpărați și neînfrânați, nici la cină să nu mai bezi vin. M-ați înțeles? Și nici să nu mai faceți agape în biserică. Fiecare să mănânce numai la casa lui. M-ați înțeles sau nu? Nu spune asta Pavel. Pavel începe să spună cum a instaurat Domnul Iisus cina Domnului. Corectarea unei practici greșite se face printr-o doctrină corectă. Printr-o doctrină corectă. Nu aruncăm doctrina pe geam. Și venim noi cu niște reguli moraliste pe lângă Sfânta Scriptură, crezând că noi cu regulile noastre putem să protejăm mai bine adunarea. Nu, singurul care poate să ne protejeze și să ne formeze și să ne corecteze și să ne ducă pe calea dreaptă este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. De asta Pavel spune căci, ce să vă lau? Ce să vă zic? Să vă laud în privința aceasta, nu vă laud și începe să spun. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Dacă sunteți atenți, Pavel preia exact ce spune Luca. Eu nu știu dacă a primit de la Domnul prin Luca sau a primit direct, pentru mine este irrelevant lucrul ăsta. E clar că asta este ceea ce a instaurat Domnul Iisus Hristos, dar ce e important este să observați aceste două verbe. Am primit și v-am învățat. Înțelegeți? Revelația lui Dumnezeu ne dă o responsabilitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne face responsabil. Dacă am primit cuvântul lui Dumnezeu, am responsabilitatea să-l dau. Dacă am primit eu cuvântul lui Dumnezeu ca și cap al familiei mele, am responsabilitatea să-l dau soției mele și copiilor mei. Dacă am primit cuvântul lui Dumnezeu ca biserică, avem responsabilitatea să-l dăm lumii. Dacă am primit cuvântul lui Dumnezeu ca păstor sau ca prezbiter sau predicator sau slujitori ce suntem noi, avem responsabilitatea să-l dăm noi. Revelația lui Dumnezeu stabilește o responsabilitate. Anume de a rosti această revelație. Revelația lui Dumnezeu ne face pe toți responsabili în seara asta. Pe toți. Nu ne putem scuza niciunul. Cum auzim des scuze. Eu nu sunt predicator. Da, eu nu înțeleg bine. Dar Domnul nu funcționează. N-are niciun fel de relevanță. Imaginează că stai înaintea Domnului Iisus să-i spui chestiile astea. Doamne, n-am știut să-i citesc copilul meu în fiecare seară un pasaj din Biblie. Serios? Câtă minte îți trebuia în cap ca să faci treaba asta? Nu funcționează. Revelația pe care am primit-o și noi mărturisim că am primit-o, că altfel ce că nu tăm aici, revelația pe care am primit-o stabilește o responsabilitate și anume aceea de a rosti. Da? Am văzut păcătuirea la cina Domnului, propovăduirea la cina Domnului. Haideți să ne uităm la privilegiile la cina Domnului. Pavel îi stimulează nu doar prin revelație, încearcă să se corecteze nu doar prin revelație, ci arătându-le ce privilegii extraordinare au ei atunci când participă la cina Domnului. Ce ar trebui să-i facă pe ei să se oprească din nebunia lor? Să se înjosească, să se întreacă la cina Domnului. Da? Ce ar trebui să-i oprească pe ei să se facă mai răi la cina Domnului? Ce? Să se dezbine, să fie sectari la cina Domnului. Ce? Două privilegii.
două privilegii stabilite prin cina Domnului. Și anume, privilegiul pomenirii Domnului Iisus, da? Și privilegiul proclamării Domnului nostru Iisus, da? Privilegiul pomenirii. Haideți să ne uităm la el. Zice așa, și anume, ce a primit el de la Domnul? Și anume, ne arată simbolul. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Asta e simbolul. A luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis. Mi se pare fantastic că Domnul Iisus, prevăzând, pentru că a fost predeterminat de Dumnezeu că va muri pentru păcatele noastre, prevăzând lucrul ăsta la cina Domnului, mulțumește pentru ceea ce avea să simbolizeze chinul lui cel mai mare. Cum poți să te pui, vizualizezi în fața ta simbolurile morții, propriei morți, ne gândim la Domnul Iisus, da? Vizualizează simbolurile propriei morți și Domnul Iisus spune, pentru lucrul ăsta ar trebui să mulțumim. Și El mulțumește. El binecuvintează. El binecuvintează. Pentru că această lucrare a jertfei Domnului Iisus Hristos avea să fie spre binele nostru. Și Hristos mulțumește pentru ceea ce El avea să facă pentru noi. Pentru noi. Da? Asta e simbolul. Pâinea pentru care mulțumește Domnul Iisus Hristos. Și apropo, termenul folosit aici este cel de la care avem noi în românește euharistie. Da? Eucharistesos, ăsta e termenul, euharistia, mulțumit. Și asta înseamnă euharistie. Da, când îi zic, nu, noi numim ei, asta e euharistie. Și apropo, termenul mulțumire, euharistie, este folosit și în alte contexte, în care se mulțumea pentru multe alte lucruri, numai pentru masa Domnului. Da? Era un termen obișnuit, euharistia. A mulțumi, a preamări harul lui Dumnezeu care ne este dat nouă. Da? Și arată semnificația acestei pâini. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu a ales un simbol lichid și unul fizic? Care nu este lichid. Da? Deci v-ați gândit vreodată, de ce a ales Dumnezeu simbolul ăsta? Vin și pâine. Da, vinul arată sânge, da? Clar. Dar de ce a ales Dumnezeu aceste două simboluri diferite? De ce? V-ați gândit vreodată? Domnul Iisus folosește o imagine în Ioan capitolul 6 când le spune iudeilor și ăștia aruncați în aer la propriu. Zice, Domnule, dacă nu mâncați trupul meu și dacă nu beți sângele meu, nu aveți parte de mine. Pentru că a mânca și a bea sunt elementele fundamentale care ne țin pe noi în viață. Noi nu putem exista spiritual fără jertfa Domnului Iisus Hristos. De fiecare dată când mă apropii, mănânc și beau, fac același lucru pe care îl fac în fiecare dimineață, la amiază și seara, sau de câte ori o fac eu pe zi. Adică mărturisesc că la fel cum nu pot trăi fără mâncare și băutură, nu pot trăi spiritual fără mâncarea spirituală și băutura spirituală care este lucrarea Domnului Iisus Hristos făcută la cruce. Asta mărturisesc. Mărturisesc că ea este esențială pentru mine. Ea susține viața mea spirituală. De asta este așa de importantă cina Domnului, masa Domnului sau frângerea pâinii. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, anamnesii. Să faceți lucrul ăsta spre amintirea mea, să vă aduceți aminte de lucrul acesta. Însă dacă vă gândiți bine la conceptul aducerii aminte, preluat de la evrei din Vechiul Testament, el are o conotație profundă sau dublă, nu doar de a-ți aduce aminte cu mintea ta, că am putea să venim aici și ne amintim pur și simplu ca martorii lui Iehova. Dăm din mână în mână și ne amintim de jertfa Domnului. Ne amintim de jertfa Domnului când se predică, nu? Ne amintim de jertfa Domnului când ne mărturisim păcatele. Ne amintim de jertfa Domnului când fratele citește rostirea iertării din cuvântul lui Dumnezeu. Ne amintim de jertfa Domnului în o grămadă de situații. De ce trebuie neapărat să ne amintim de jertfa Domnului și să facem lucrul ăsta? V-ați gândit? În ce fel deosebit ne amintim acum de jertfa Domnului? Într-adevăr, este un se dublează amintirea prin faptul că este nu doar verbal, ci și vizual. Și Dumnezeu, știind slăbiciunea firii noastre, ni se adresează în aceste două feluri, arătându-ne Evanghelia, dându-ne-o, nu doar verbal, da, auzind-o, ci și vizual. O pune în fața ochilor noștri. Mă, vizualizează, înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine. Dar este ceva mai profund. Luați o concordanță sau uitați-vă în Vechiul Testament unde apare cuvântul și-a adus aminte. Dumnezeu și-a adus aminte de cutare și vedeți, de fiecare dată este o intervenție a lui Dumnezeu când și-a adus aminte. Și-a făcut-o să zămislească, și-a făcut-o să nască. Dumnezeu și-a adus aminte și și-a împlinit promisiunea față de. Când Scriptura ne cere ca noi să ne aducem aminte, nu zice doar așa. Avem noi, știți, nu vreau să-mi bag joc de nimeni, dar avem momentele alea în care stăm înainte de cină și încercăm să ne focalizăm și să ne aducem aminte atunci, să ne gândim, să vizualizăm puțin lucrarea Domnului Iisus pe cruce și zicem, am împlinit porunca care ne-a spus aici, să ne aducem aminte. Este mai mult decât atâta, frați și surori. E un moment în care consumi elementele, simbolurile, în mod spiritual, nu fizic, spiritual, mă adă până atribui mie, mă însușesc mie jertfa Domnului Iisus din nou. De câte ori ți-ai însușit-o până acum? De foarte multe ori. Dar asta fac din nou la cina Domnului. Jertfa Domnului este pentru mine. Eu am parte de ea. Așa sunt viu.
Așa trăiesc spiritual, da? Mi-o însușesc, nu doar mi-o aduc aminte mental, ci mi-o însușesc spiritual. Ea este activă în viața mea când? Acum! Da? Eu nu mă ador. Fraților, hai să medităm puțin la jertfa Domnului. Vă dați seama că Domnul Iisus a murit pentru noi? Este asta, atinge mintea. Dar eu îmi dau seama că are un efect acum în viața mea. Eu dacă astăzi am păcătuit, acum are efect jertfa Domnului în viața mea. Eu prin pocăință, prin amintire, prin a mă gândi la jertfa Domnului, prin însușirea ei, prin îmbrățișarea Domnului Iisus crucificat pentru mine și înviat pentru mine, eu împrospătez în viața mea iertarea pe care Hristos a câștigat-o pentru mine. Deci este o amintire mentală, dar și o asumare și o însușire spirituală. Da? Cina este o pomenire a Domnului Iisus. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Mi-l iau din nou pe Iisus pentru mine, prin credință. Da? Ți-l iei din nou în seara asta. Îl îmbrățișezi din nou pe Hristos pentru tine. Cina mai mult este nu doar o pomenire a Domnului Iisus, ci este o pomenire și a legământului întemeiat de Domnul Iisus. Tot așa, după cina, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou. Stop! Dacă spune că acest pahar este legământul cel nou, înseamnă că s-a întâmplat ceva cu legământul cel vechi. Și anume că s-a încheiat. Clar? S-a încheiat. Stipulațiile legământului cel vechi, cerințele legământului cel vechi, poruncile legământului cel vechi, tot ce cuprindea legământul cel vechi, Hristos a pus un capăt. Avem un legământ nou, o lege nouă, o lege care acum nu mai este scrisă pe table de piatră, ci este scrisă pe inimile noastre, care este pusă în lăuntru nostru, nu mai este legea lui Moise, ci legea Duhului de viață în Hristos Iisus, mai eliberat de legea păcatului, da? Și a morții. Avem o altă lege, nu, avem o lege spirituală care este implementată, scrisă în noi, în inimile noastre, prin Duhul Sfânt. Da? O diferență fundamentală între vechiul legământ și noul legământ. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Și observați ce spune. Nu zice acest vin este sângele meu. Nu zice așa. Zice acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Deci legământul este făcut în sânge, niciun legământ. Nici vechiul legământ nu s-a făcut fără sânge. Nici legământul cu Avram Dumnezeu nu l-a făcut fără sânge, da? Știți că s-a făcut jertfire. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Deci, primul privilegiu la cina Domnului este că pomenim pe Domnul Iisus și legământul pe care el l-a întemeiat. Noi nu facem un legământ cu Domnul în apa botezului, da? Să fie clar. Cine suntem noi să facem noi legăminte cu Domnul? Singurul care a făcut un legământ pentru noi a fost Domnul Iisus Hristos. Și ăsta e cel mai sigur legământ. Am văzut mulți care au făcut legăminte în apa botezului și nu a ieșit nimica din ele. Singurul legământ în care suntem este legământul făcut de Iisus Hristos în sângele Lui, nu în apa botezului. Da, și ne aducem aminte când Petru vorbește despre botezul în apă, îl vorbește și despre moartea Domnului Iisus. Este botezul Domnului Iisus Hristos, da? În moartea Lui vrea El să bea paharul. Ăla e singurul legământ, ăla e singurul botez care ne mântuie. Botezul morții Domnului Iisus Hristos, da? Deci avem privilegiul de a pomeni, dar nu uitați, pomenirea aceasta este o amintire spre asumare și însușire a beneficiilor jertfei Domnului Iisus. Și al doilea privilegiu este privilegiul proclamării. Proclamării. Ce proclamăm noi? Auziți ce simplu zice. Pentru că ori de câte ori, asta din nou îmi spune că nu era o dată pe an, că era frecvent. Ori de câte ori, mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vedeți dacă ar fi transubstanțiere sau consubstanțiere, cum spun catolicii, ortodoxi și luteranii, dacă se transformă și la propriu devine trupul și sângele Domnului, Pavel ar trebui să spună, ori de câte ori mâncați din trupul Domnului Iisus și beți din sângele Domnului Iisus, da? Nu, Pavel nu spune așa. Pavel spune că mâncăm ce? Pâinea o mâncăm. Bem ce? De unde bem? Din paharul acesta ce bem? Vinul bem. Ce facem? Vestim moartea Domnului până va veni El. De primul privilegiu e acela al pomenirii, da? Spre însușire și asumare a jertfei Domnului din nou pentru noi. Și al doilea privilegiu este a proclamării. Ce proclamăm noi la cina Domnului? Toți proclamăm. Toți suntem predicatori la cina Domnului. Ce proclamăm? Auzi ce proclamăm? Vestim moartea Domnului până va veni El. Acum vă întreb, cum cineva care a murit poate să vină? Zice că vestim moartea Domnului până va veni El. Pe cum să vină dacă a murit? Presupune automat că a și înviat. Dar dacă vine de undeva, înseamnă că și-a plecat, s-a înălțat, nu? Vedeți așadar, sunt aceste patru aspecte pe care le proclamăm la masa Domnului. Proclamăm că El a murit pentru noi. Proclamăm că a înviat, că dacă se întoarce înseamnă că a înviat, da? Proclamăm că s-a înălțat.
Și proclamăm că s-a întoarce. Asta este Evanghelia, asta este toată Evanghelia. Evanghelia nu este Iisus a murit. Evanghelia Iisus a murit, a înviat, s-a înălțat la cerul și se va întoarce pentru noi. Și la masa Domnului proclamăm lucrul ăsta. Ăsta este Hristosul care a murit pentru noi, care acum este înălțat și se va întoarce după noi, nu după alții. După noi ăștia care beneficiem de ce a făcut El pentru noi, nu după alții se întoarce. După noi aceștia care ne adăpăm, care beneficiem de jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta facem la cina Domnului. Proclamăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dar mai proclamăm ceva. Proclamăm că noi avem parte de ea. Că avem parte de ea. Acum, asta este problema mea cu cei care refuză să vină la masa Domnului. Frate, nu sunt vrednic. Mă, omule bun, tu ești pocăit? Da, sunt. Ești născut din nou? Da, sunt. Crezi că ești spălat în sângele Domnului Iisus? Da, sunt. Vine și arată vizibil lucrul ăsta. Dom'le, am parte de Evanghelie. Ai parte de Evanghelie? Da, am. Arată vizibil lucrul ăsta. Vă întreb, ce este mai important? Că ăla-i mântuit cu adevărat sau că participă la masa Domnului? Că mântuit cu adevărat, nu? Că lucrarea mântuirii e făcută în el. Deci el poate să bucure de cel mai mare lucru din viața lui, dar nu se poate bucura de ceva mai mic, de un simbol al mântuirii sale, de un simbol al faptului că Evanghelia a avut efect în viața lui. Este, Domnule, trupul Domnului și sângele Domnului dat pentru tine? Da. Ai beneficiat de el? Da. Vine și arată vizibil lucrul acesta. Nu, frate, că nu sunt vrednic. E o inconsecvență crasă. E o inconsecvență crasă. Poți să vii la adunare? Domnule, nu ești vrednic. Hai să o luăm altfel. Nu ești vrednic. Ești vrednic să vii să asculți cuvântul Domnului? Da, sunt. Ești vrednic să te rogi în adunare? Da. Ești vrednic să cânți împreună cu frații? Da. Ești vrednic să fii la părtășie? Da. Măi, frate, dar atunci ce e în viața ta? Trebuie să te punem sub disciplină dacă tu ești vrednic să faci totul în afară de participarea la frângerea Domnului. Ai un păcat ascuns, ceva grav în viața ta, nu? Dacă poți să faci absolut orice, să beneficiezi de absolut orice, dar nu poți beneficia doar de asta. Asta datorită unei predicări greșite a următoarei secțiuni de text. Foarte important. Oamenilor ni se ineculează, noi credem că îi forțăm pe oameni prin frică să se pocăiască măcar o dată pe lună serios. Și vezi pe toți așa plânși, cu le curge machiajul, plânși la cina Domnului. Doamne, păcătoase, suntem păcătoși, suntem... La bărbații nu le curge machiajul, da? Doamne, și ne-am învinovățit puțin și plecăm eliberați acasă, că am avut odată pe lună un timp în care am amintit de jertfa Domnului și ne-am cercetat pe noi înșine și ne-am pocăit. Ce înseamnă? Ce înseamnă ce spune Apostolul Pavel în textul următor? Versetul 27. Ne arată, da, ne-a arătat Apostolul Pavel păcătuirea la cina Domnului, propovăduirea care trebuie să facă la cina Domnului, da? Privilegiile pe care le avem la cina Domnului și ne arată pericolul de la cina Domnului. Versetul 27. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip, baiu aici mare, în chip nevrednic. Și aici o iau razna, oameni. Gata, fiecare zice ce îi trece prin cap că înseamnă în chip nevrednic. Vă spun cum se interpretează în general. În chip nevrednic înseamnă că în săptămâna asta sau în luna asta am făcut niște lucruri pe care eu le consider suficient de grave încât să nu mă pot apropia, zicem noi, cităm, nu mă pot apropia de masa Domnului. Da? Să vă traduc ce înseamnă asta. O evanghelie falsă, altă evanghelie. Altă evanghelie. Adică Dumnezeu nu mă acceptă decât dacă eu în săptămâna asta sau în luna asta am atins un anumit standard. Asta este alta evanghelie. Deci tu nu spui că Hristos te acceptă prin jertfa Lui. Hristos te acceptă, și gândiți-vă, predicăm alte evanghelii la masa Domnului. Adică unii ni se spune evanghelia adevărată că suntem mântuiți prin jertfa Domnului, noi predicăm alte evanghelii. Nu sunt vrednic. N-am trăit suficient de bine înaintea Domnului. Cine o trăi, Domnule, suficient de bine? Cine o trăi suficient de bine? Noi nu negăm aici importanța disciplinării bisericești în privința anumitor lucruri despre care Scriptura ne vorbește foarte clar. Ci vorbim despre o imaginație învinovățită a omului și o conștiință învinovățită bazată pe o falsă evanghelie. Legalism. Legalism pur. Nu mă acceptă Dumnezeu fiindcă am făcut asta. Fals! Dumnezeu te acceptă în jertfa Domnului Iisus. Tu trebuie să te pocăiești din alte rațiuni. Te pocăiești pentru a primi ceea ce s-a câștigat deja pentru tine. Nu contribui cu absolut nimic la mântuirea ta. Prin pocăință sau prin lacrimile pocăinței. Da? Ce înseamnă totuși în chip nevrednic? Eu cred că cel mai bine ar fi să lăsăm pe Pavel să ne spună ce înseamnă chip nevrednic. În aceeași epistolă, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, Pavel folosește același termen. Auziți ce spune el. Spune așa.
Sunteți voi, și ascultați să-mi spuneți dumneavoastră ce înseamnă termenul nevrednic. Sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Care era problema? Să certau frații între ei, aveau judecăți, da? Și se duceau și judecau într-o parte sau alta. Și Pavel întreabă, mă, fraților, voi sunteți pocăiți. Voi ar trebui să lămuriți problemele dintre frați, nu ăștia din afară. Și el întreabă așa, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Dați-mi un sinonim pentru termenul nevrednic de aici. Sunteți voi? Incapabil. Mă, nu vă duce... Sunteți atât de proști, sunteți incapabili să judecați niște lucruri ale lumii ăștia. Voi sunteți oameni cu minte, mă. Voi judecați cele mai importante lucruri din univers. La un moment dat spune, voi veți judeca pe îngeri. Voi aveți mintea anoită, puteți să discerneți lucruri spirituale, lucruri importante, lucruri pe care oamenii din jurul vostru nu pot să înțeleagă nimica despre ele. Nu sunteți voi în stare să judecați niște lucruri din astea minore. N-aveți capacitatea de a face lucrul acesta. Și acum preluăm semnificația aceluiași termen care se găsește în 1 Corinteni capitolul 11 și îl punem așa. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta în incapacitatea de a discerne, că despre asta vorbește Pavel, nevrednici să judecați. Deci, frate, nu judeca. Uite că Pavel în 1 Corinteni capitolul 6 ne mustră că nu putem judeca. Și bă, nu sunteți în stare să judecați. Ne mustră că nu putem judeca. Să n-ai capacitatea de a discerne lucruri este un păcat, frați și surori. Deci stai și uite așa, o să o spus o erezie. A, fiecare cu interpretarea lui. Pavel asta spune, mă, nu ești în stare să judeci. Om bun, de atâta timp ești pocăit, copilul lui Dumnezeu, nu ești în stare să judeci lucrul ăsta. Pavel, nu judeca ca să nu fii judecat. A, uite-te la bârna din ochiul tău. Scos din context. La fel cum Satan a scos texte din context ca să-l ispitească pe Domnul Iisus. La asta se referă chip nevrednic. Incapacitatea de a judeca ce? De aceea oricine mâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta în chip nevrednic sau în incapacitate de a judeca, de a discerne ce? Jertfa Domnului. De a discerne biserica Domnului de casa ta. De a discerne masa Domnului de masa ta. Asta e problema. Mă, tu faci diferență care e casa ta și care e casa lui Dumnezeu? Tu faci diferență care este cina Domnului și cina ta, ai capacitatea de a discerne, că ei nu mai discerneau. Băutură acolo, tot, una peste alta și zice, mă, nu, acolo nu mai este cina Domnului ce faceți voi. Eu bag jocul ce faceți voi acolo, da? Asta este semnificația termenului, da? Termenul, asta ne arată că oamenii aceștia nu tratau cu respectul cuvenit jertfa Domnului Iisus Hristos. Ei nu înțelegeau că masa aceasta, lucrurile acestea pe care le consumau fizic, da? Vinul și pâinea, reprezentau o jertfă unică. Era o masă cu totul specială. Nu există nicio masă în univers. Oricât de bogată, nu există, frașuzor, nicio masă mai frumoasă ca masa asta. Niciuna. În toată lumea asta. Nu există bucate mai bune decât astea care sunt aici în seara asta. Sunt simple, dar sunt cele mai bune. Este cel mai frumos, cea mai frumoasă imagine pe care putem să o avem înaintea ochilor. E simplă, dar e frumoasă. E superbă. Pavel spune, înțelegeți? Sunteți capabili să discerneți astea două simboluri de cu totul altceva ce mâncați voi sau nu? La urmă întreabă, aveți casă, duceți-vă și mâncați acolo, nu confundați lucrurile. Nu vă faceți vinovați înaintea lui Dumnezeu. Nu vă faceți vinovați înaintea lui Dumnezeu. Cine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul în incapacitate de a discerne jertfa Domnului și masa Domnului, da, care arată jertfa Domnului, de celelalte mese, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. De ce? Ce spune Pavel? Sunteți exact ca oamenii care l-au omorât pe Hristos. Când l-au omorât pe Hristos, au crezut ăștia că Iisus aduce jertfă pentru păcatele noastre? Nici vorbă, au crezut că omoară un răufăcător, un revoltător, un eretic. Când eu tratez masa Domnului sau jertfa Domnului ca orice altceva, mă fac vinovat de același păcat de care s-au făcut vinovați criminalii aceia. Jertfa Domnului, te-au obișnuit, masa Domnului e o altă masă, Domnule. Că cum mănânci pâine aici, poți mănânci pâine acasă. Cum bei vin aici, poți bei vin aici acasă. Nu e mare diferență, ba este o fundamentală diferență. De ce? Pentru că prin aceste două simboluri se simbolizează ceva unic în toată istoria Universului. Nu a fost, nu este și nu va mai fi așa ceva. Decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar nu există altă jertfă. Nu există altă jertfă. Ea este cu totul și cu totul specială. Întrebarea este, cum tratăm noi masa Domnului? Și implicit cum tratăm noi jertfa Domnului. Asta înseamnă să vii în chip vrednic. Să vii în chip vrednic și să spui... Asta înseamnă să te uiți la simbolurile astea, să spui aici e cu totul ceva, cu totul special. Unic.
Valoarea a ceea ce facem noi în această seară este inestimabilă. De ce? Pentru că ceea ce este simbolizat este inestimabil. Jertfa Domnului Iisus Hristos este infinită în valoarea și în puterea ei. Înțelegeți? Asta este concepția cu care trebuie să venim la cina Domnului. Asta este mentalitatea. Asta este vrednicia. Dacă ai o vrednicie a minții, nu o vrednicie morală, că vrednicie morală perfectă nu are niciunul dintre noi. O vrednicie a minții. Să știi să discerni. Jertfa Domnului este ceva excepțional, unic, superb, extraordinar, fantastic, cum vrei tu. Nu există așa ceva. Nu există cuvinte care să poată descrie valoarea, puterea și frumusețea lucrării Domnului Iisus. Nu există. Înțelegi lucrul ăsta sau nu? Dacă da, aia e vrednicia. Și Dumnezeu să ne facă în seara asta parte de această vrednicie. Porunca la cina Domnului, versetul 28. Superb pasajul. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Știți care e învățătura luată din versetul acesta? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Fraților, nu vă judecați pe alții, cercetați-vă pe voi înșivă. Este o implicație a pasajului, este o aplicație legitimă a pasajului. Să nu ne judecăm unii pe alții. Că la cina Domnului se mai întâmplă următorul lucru. Bă, o vinit și Sorin la cina Domnului? Adică eu m-am întâlnit cu el săptămâna asta și știu ce, dar tu nu știi cum s-a pocăit el. Uite-te la tine însuși, nu te uita la altul. Lasă că îl judecă Domnul dacă are de judecat, da? Dacă îl iubești, l-ai mustra în dragoste, ai supraveghea asupra vieții lui și l-ai ajutat să se ridice de acolo dacă are o problemă, da? Nu te apuci aici, stăm și nu uităm. Bă, Ciprian e cina Domnului. Ce ăsta vine la cina Domnului? Eu iau cina Domnului. Ar trebui să beau 4 pahare, nu unul, dacă s-au băut unul păcătosul, da? Păi eu. Și în loc să vedem unitatea trupului Domnului Iisus, puterea jertfei Domnului Iisus de a ne curăța pe toți, încercăm să ne criticăm unii pe alții. Se întâmplă lucrurile astea, să știți. Sunt oameni care mărturisesc că se fac vinovați de aceste păcate exact la cina Domnului. Și o găsesc că Satan are tot interesul să strice cea mai frumoasă masă care există în univers. Cred că are tot interesul ăsta. Dar este o implicație. Dar ce înseamnă fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși? În context ce înseamnă? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși în context înseamnă să te cercetezi cu privire la felul care valorifici jertfa Domnului Iisus. Asta înseamnă să cercetezi. Nu să cercetezi. Nicăieri în text nu spune cercetează ce păcate ai făcut săptămâna asta. Nu spune textul. Îi bine să te cercetezi? Da, Domnule, dar numai la masa Domnului. În fiecare zi trebuie să te cercetezi în sensul ăla de pocăință față de păcat. În fiecare zi numai o dată pe lună. E absurd lucrul ăsta. Pocăința trebuie să fie o practică zilnică. O viață noastră. Eu nu mă cercetez la cina Domnului. La cina Domnului ce fac special este să mă gândesc la valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și implicit la valoarea acestei mese care simbolizează jertfa Domnului Iisus. Asta fac unic acum aici. Înțelegeți? Dar asta fac unic aici. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și când a tras concluzia în interpretarea aia greșită că nu sunt vrednic fiindcă am făcut nu știu ce luna asta și dacă nu-i vrednic să nu mănânce, nu? Ce spune Pavel? Pavel spune, nu, dacă te-ai cercetat și ai înțeles ce e jertfa Domnului și așa, și așa să mănânce. Nu zice și așa să vadă dacă e vrednic să mănânce, dacă nu e vrednic să nu mănânce. Pavel nu lasă varianta asta. Este un imperativ. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Deci varianta nu este să spui, da, într-adevăr, după predica asta îmi dau seama că nu-s vrednic. N-ai înțeles nimica, înseamnă că n-ai înțeles nimica. E vorba de a fi vrednic prin a înțelege vrednicia jertfei Domnului Iisus, valoarea jertfei Domnului Iisus, asta este vrednicia ta. Fiecare să se cerceteze și așa să mănânce, nu așa să nu mănânce, și așa să mănânce. Nu există variantă în text să nu mănânci. Deci sunt două faze, da? Asta e ceea ce trebuie să faci. Să te cercetezi pe sine și să consumi aceste simboluri. Să te cercetezi pe sine. Cum văd eu jertfa Domnului? Cum văd eu masa Domnului? Ce-i pentru mine Domnul Iisus Hristos? Înțeleg eu cât este de prețios legământul pe care el l-a făcut, înțeleg că este unic, separat, deosebit de tot ce există în lumea asta. Da, ești vrednic, Domnule. Domnul te-a făcut vrednic. Pedeapsa la cina Domnului. Versetul 29. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu, auziți. Tot contextul despre asta vorbești, dacă nu deosebește trupul Domnului. Mă înțelegi? Pe asta întreabă. Înțelegi că trupul Domnului deosebit? Special, uitați, termenul deosebit mai este folosit tot în 1 Corinteni. E bine să ne uităm la felul în care Pavel folosește termenul. Termenul deosebit îl folosește în 1 Corinteni 4:7. Fiți atenți la verset și dați-mi, vă rog, din nou un sinonim. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Dați-mi un sinonim. Căci cine te face deosebit? Cum am putea înlocui cuvântul deosebit? Cine te face special. Cine te face grozav? Că îi zice, eu am asta, eu sunt grozav. Și el întreabă,
Eu nu zic că nu ești grozav, da, ai niște lucruri extraordinare, dar cine te face special sau grozav? Aplicăm sensul pasajului nostru, da? Tot Corinteni. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o stânda lui însuși, dacă nu deosebește sau dacă nu găsește specială, unică jertfa Domnului sau trupul Domnului. Da? Pavel despre asta vorbește. Care este concepția ta cu privire la jertfa Domnului? Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Unii zic că dorm spiritual. Nu despre somn spiritual se vorbește aici. Uitați-vă, în Corinteni, în continuare, unii se vorbește despre înviere și despre cei care dorm în Hristos și se referă la cei care... knockout! Eu trimis Domnul în veșnicie, da? Eu luat Domnul în veșnicie, da? Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin. Am o boală în trup. Asta e voia lui Dumnezeu. Sau poate, da, e voia lui Dumnezeu ca să te corecteze și să te aducă la pocăință. Asta e, poate, asta e voia lui Dumnezeu. Nu să-mi iau o față din asta de martir, Dumnezeu mi-a dat o boală în trup ca să arăt cât de grozav sunt eu. Și consum o cisternă de pastile spre gloria lui Dumnezeu. Sau poate nu. Sau poate gloria lui Dumnezeu se arată prin a te pocăi de păcatul ăla și prin a te vindeca. Nu prin a rămâne bolnav. Ce ziceți? N-ar exista și situația asta dacă ăștia erau bolnavi datorită faptului că nu apreciau corect cina Domnului? Soluția nu era pocăința lor și înțelegerea a ceea ce este cina Domnului și jertfa Domnului? Asta era soluția. Nu să consume în continuare cisternele de pastile. Nu asta era soluția. Și soluția era să se pocăiască și să aprecieze corect cina Domnului și să fie o atmosferă corectă în adunare. Modul în care vedem cina Domnului va trasa și va defini felul în care ne comportăm în locul acesta. Înțelegem că este ceva special aici. Că este ceva cu totul special. Din prin aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Oamenii ăștia nu muri pur și simplu. Ăștia nu au trecut în veșnicie. Ăștia au fost omorâți. Deci, avem un frate care a trecut la Domnul. Eu zic că avem un frate pe care l-a omorât Domnul. Ce ziceți de expresia asta? A trecut în veșnicie. Sau l-a trecut Domnul în veșnicie, l-a omorât. De ce l-a omorât? Că a trăit în păcat. De-aia l-a omorât. Că a privit într-un mod cu totul banal jertfa Domnului. De asta l-a omorât Domnul. Pentru atâta lucru. Exact pentru atâta lucru. Că e cel mai mare lucru ăla. Jertfa Domnului e cel mai mare lucru. Nu există nimic mai mare decât asta. S-a făcut vinovat de cel mai grozav păcat de care se poate face vinovat un credincios. Și Domnul îi trecea pe linie moartă. A, dar ăsta nu îi mai iese de niciun folos. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Eu zic că la masa Domnului, la frângerea pâinii, la cina Domnului, Dumnezeu ne dă o oportunitate fantastică. Zice, uite, toți avem păcatele noastre și greșelile noastre, da? Toți avem momente în care suntem reci față de lucrarea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Poate avem momente, dacă suntem credincioși cu adevărat, sigur se întâmplă lucrul ăsta. Domnule, de ce nu s-a prins? Hristos a făcut asemenea lucruri pentru mine. De ce sunt așa de rece? Da? De ce sunt așa de rece? Și știi ce ne cere Dumnezeu? Tu zici, mă, dar nici măcar lucrul ăla nu-l fac de care spui tu, să simt pentru jertfa Domnului ce ar trebui să simt. Să valorific jertfa Domnului așa cum ar trebui să o valorific. Ăsta e un moment de pocăință când spui asta. Asta spune Pavel. Dacă ne-am judecat, auzi ce spune? N-am fi judecat. Mie mi se pare cel mai extraordinar lucru ăsta din univers. Dumnezeu zice, îți două variante. Te judec eu sau te judești tu. Dă-ți tu verdictul. Nu ți-l dau eu. Dă-ți tu verdictul. Dacă tu îți dai verdictul, Dumnezeu nu-ți mai dă niciun verdict. Nu-ți mai dă niciun verdict. Dacă eu mă pocăiesc, da? Prin lucrarea Duhului Sfânt în viața mea. Da? Dacă eu fac lucrul acesta, Dumnezeu nu te mai judecă, da? La ce judecată se referă aici Scriptura? La o judecată disciplinatorie, adică care te duce la neputință, boală sau chiar la moarte. Despre asta vorbește textul, da? Dar când suntem judecați, în ce fel? Corectiv, da? Când suntem judecați disciplinatoriu, da? Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți. Termenul folosit aici este un grecesc de la care noi avem termenul pedagogie. Când suntem judecați, auziți, suntem pedepsiți, adică suntem disciplinați pedagogic sau corectiv sau pentru a învăța, suntem pedepsiți de Domnul și auziți, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Deci este un pasaj fantastic care arată că cei credincioși care se făceau vinovați de un păcat atât de grosolan și parșiv, chiar la masa Domnului, nu erau oameni pierduți. Nu erau oameni pierduți. Erau judecați de Dumnezeu pe pământ ca să nu fie judecați în veșnicie. Erau judecați de Dumnezeu în biserică ca să nu fie judecați, cum spune pastorul aici, odată cu lumea.
Și foarte important și superb textul, pentru că termenul pedepsit sau judecat folosit cu privire la credincios este cu totul diferit în limba originală de termenul osândit odată cu lumea. Osânda odată cu lumea are un termen în limba greacă, pedepsit sau judecat pentru, folosit pentru cei credincioși este cu totul alt termen în limba greacă. Pentru că osânda odată cu lumea e ceva, pedeapsa de care o parte credincioșii este cu totul altceva. Este o încurajare, o siguranță pe care ne-o dă Dumnezeu. Acum, nu știu cui îi convine să spună, a, bine că nu-mi pierd mântuirea. Și bine că îmi pierd mântuirea, măcar mă pune Domnul pe un pat, să stau pe un pat, să-mi petrec 30 de ani în pat. Nu știu dacă ție ți se pare asta o variantă extraordinară, să spui, bine că nu-mi pierd mântuirea, să fiu schilot toată viața. Niciun om normal, chiar omenește vorbind, nu gândește așa. De-aia nu cred că a crede că mântuirea nu se pierde, nu ar trebui să te ducă sub... Dacă ești om normal la cap, nu foarte duhovnicesc. Normal la cap nu ar trebui să te ducă la convingerea că pot să trăiesc cum vreau eu. Da, dacă tu îți dorești să treci prin asemenea evenimente, nu știu ce să zic. Deci îmi pun serios întrebări nu cu privire la starea ta spirituală, ci cu privire la starea ta mentală. Deci la o verificare. Adică cum poți să-ți găsești plăcerea în disciplina asta? Deci mi-aș dori lucrul ăsta. Mi-aș dori lucrul ăsta. Dea Domnul pe mine, da? Apoi ne arată în final și încheiem pasajul, versetul 33-34, ultimul argument folosit de Apostolul Pavel, soluția Apostolului Pavel, da? Părtășia care trebuie să fie la cina Domnului. Astfel, frații mei, când vă adunați, vedeți, el nu spune să nu mai mâncăm. Când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Faceți-o, dar faceți-o bine. Înțelegeți unde sunteți și ce aveți de făcut. Dacă este foame cuiva, nu te duc la biserică flămând. Este o concepție asta, nu e din concepția asta să mergi la biserică flămând, când e cina Domnului, nu știu unde. Ales dimineața. Și la cina Domnului. Mă duc aminte că am mers foarte mult în misiune, nimeni nu mânca dimineața. Terminat, la ora 11, când trebuia să mă apuc de predicat, am leșinat complet. Și erau veseli, erau obișnuiți, de 30 de ani așa făceau. Eram terminat. Când noi acasă mâncam. Așa s-a întâmplat, da? Pavel spune, ce să faci? Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă. Pentru ca să nu vă adunați spre osândă, spre judecată, spre pedeapsa lui Dumnezeu, da? Cred că pasajul a devenit, cred eu, suficient de clar pentru noi. Dacă n-a devenit suficient de clar, asta este vina mea și o să vă mai predic o altă dată. Însă, lucrul la care suntem chemați în seara aceasta, în mod prioritar, este să gândim corect cu privire la jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce este jertfa Domnului Iisus pentru tine? Asta e întrebarea. Și felul în care privești și privesc jertfa Domnului Iisus Hristos, lucrarea lui răscumpărătoare, va determina și va defini felul în care începe să ne purtăm unii cu alții. Tu înțelegi că omul de lângă tine, așa omenește vorbind, poate ai o anumită percepție despre el, dar duhovnicește înțelegi că Domnul Iisus Hristos l-a mântuit și a plătit la fel pentru tine. Cum ar trebui să definească jertfa Domnului comportamentul meu față de el, relația mea față de el, oricine ar fi fratele meu sau sora mea? Dezbinarea ar trebui să dispară? Schisma ar trebui să dispară? Erezia, secta, sectarismul ar trebui să dispară? El este un om mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am întâlnit persoane care recunosc, da, noi suntem copiii lui Dumnezeu, dar nu putem să luăm cina împreună. Păi de ce? Crezi că nu sunt mântuit? Nu, cred că ești mântuit. Crezi, ești, da, cred că ești un frate meu, te mă pot ruga cu tine, pot asculta cuvântul cu tine, pot merge la adunare cu tine, dar nu pot lua cina cu tine. Cu inconsecvență crasă. Deci crasă. El crede că am parte de jertfa Domnului, cel mai mare lucru, dar nu pot să arăt simbolic că am parte de jertfa Domnului. Aberant. Deci pentru mine este aberant. Un sectarism inutil, prostesc, stupid. Deci avem parte de jertfa Domnului, spune avem parte de jertfa Domnului, dar nu putem lua cina cu voi. Nu putem să arătăm simbolic că avem parte împreună de jertfa Domnului. Aberant. La propriu aberant. De aceea cred că este important ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt și în seara aceasta să aducă un impact puternic al cuvântului în viețile noastre, să înțelegem ce este jertfa Domnului, să înțelegem ce este masa Domnului și această înțelegere să definească modul în care ne purtăm unii cu alții. Asta va fi un efect imediat al înțelegerii jertfei Domnului Iisus Hristos pentru noi. Un efect imediat, un rezultat imediat va fi felul în care ne raportăm unii la alții. Chiar dacă ne cunoaștem foarte bine. Așa suntem noi oamenii. Cu cât ne cunoaștem mai bine, parcă cu atât ne respectăm mai puțin. Dacă suntem credincioși, ceea ce va ține nivelul de respect la cote înalte este ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Nimeni nu te cheamă să negi păcatele pe care le-a făcut fratele. Nimeni nu te cheamă să spui, el nu este așa, el e un om extraordinar, nu este așa cum știu că este. Nimeni nu te cheamă.
ci, la ceea ce ești chemat este să-l vezi pe omul acela și să-l vezi pe sora ta și pe fratele tău prin jertfa Domnului Iisus, cum ne vede Dumnezeu pe noi. Cum ne vede Dumnezeu pe noi. De ce să nu-l vezi pe fratele tău cum îl vede Dumnezeu pe fratele tău? Dacă vine vorba de ajutorul pe care poți să-i-l dai, datorită unei stări de păcat în care trăiește, trebuie să-l vezi tot cum îl vede Dumnezeu. Dumnezeu vede păcatul bine. Dar în același timp ne vede prin neprihănirea Domnului Iisus. Ne vede păcatul și ne cheamă la pocăință și ne acceptă pentru că ne vede în jertfa Domnului Iisus. Așa ne cheamă Dumnezeu să ne vedem unii pe alții. Și cred că jertfa Domnului va modifica lucrul acesta. În această seară aș vrea să medităm la lucrul acesta și cred că închinarea și cântarea și rugăciunea ne vor ajuta mai mult să percepem corect ce este jertfa Domnului pentru noi, ce este masa Domnului pentru fiecare dintre noi.